De ce într-un caz nu uităm, și e bine că nu uităm, și de ce în celălalt caz nici măcar nu ne aducem aminte ce s-a întâmplat? Nici nu vrem să luăm la cunoștință. Adică cât credeți că lucrurile pot să dureze în felul ăsta? Există două răuri în acest secol, trebuie cântărite odată în toată greutatea lor. Cu nuanța respectivă, nu? Nu, dar nu găsim scuze de genul ăsta. Că am fost înșelați. Poți fi înșelat un an, doi, trei, dar nu o viață. Păi dacă tu ca înșelat te numești Feuwanger, te numești Barbus, te numești Bernard Shaw, am dreptul să, în același timp, să judec cu toate nuanțele necesare. Nu, sunt oameni care s-au lăsat înșelați într-un mod foarte grav. Nu e Aragon aici la mijloc. Nu e Romain Rolland care a fost plătit cu milioane de dolari de la Mouse Command 38. Vă repet, cum se face că Orwell sau Koestler, deci oameni care au scris cărți decisive, nu, 1984 a lui Orwell, care au trecut prin această iluzie și care au știut să iasă în felul ăsta din ea. Cum să vă spun, discuția poate fi foarte lungă. Lucrul cel mai grav este când oameni care au optat pentru oroarea secolului au ajuns să-i judece pe ceilalți care făcuseră celelalte orori ale secolului. Haideți să luăm un exemplu care mie îmi stă la inimă foarte tare. E foarte controversată figura lui Heidegger în ultimii. A apărut o carte în urmă cu vreo 10 ani a unui autor, Farias, care citește tot Heidegger și care pune în lumină figura lui Heidegger prin adeziunea lui la nazism vreme de 10 luni în 1933, când Heidegger devine rectorul Universității din Freiburg imediat după instalarea lui Hitler. Cine este cel care credeți că îi reproșează acest lucru lui Heidegger și care îi atrage atenția? Faria spune că până în 1945 Heidegger și-a păstrat partidul, carnetul de partid în buzunar. Asta o spune un intelectual care vine din țara noastră. Unul dintre oamenii care, plecând din România și ajungând în Franța, un bun cunoscător al lui Heidegger, Nicolae Tertulian, a fost și dânsul profesor la Facultatea de Filozofie și redactor al revistei Viața Românească. Acum era Heidelberg. El tot la Paris. Deci a trecut prin Heidelberg și pe urmă s-a oprit la Paris. În Kenzen literar, țin minte și acum, prin anii 1980 ceva, în două articole mari, Nicolae Tertulian îl judecă pe Heidegger. Întrebare simplă, are dreptul să-l judece pe Heidegger, cel care și-a păstrat carnetul în buzunar vreme de 10 ani, 12 ani, dar care punctual n-a făcut decât să țină acel discurs de rectorat, faimos în 1933, care era o foarte învăluită adeziune la niște principii ale politicii momentului. Nota bene, nu începse războiul, nu se știa la ce va ajunge în clipa aia. Asta a făcut Heidegger. Pe urmă a trecut în umbră, a refuzat orice participare și s-a închis într-o izolare extrem de distantă. Tertulian n-a făcut asta. Tertulian a stat 30 de ani pe baricadele ideologiei comuniste și a făcut ordine în cultura noastră. El e cel chemat să-l judece pe Heidegger. Eu pot să-l judec pe Heidegger. De acord, dar este privilegiu ce am născut în 42. Tertulian e născut în 1929, domnule. Să-l judec, urmă, putem discuta și despre felul în care se judecă intelectualii. Da. Vă lungi și la asta, poate zic de cioran. Bun. Da. Da. Vă văd aprins pe această idee. Acum mă gândesc la o discuție specială în care se văd spirite ca a profesorului Ianu și ca dumneavoastră într-o discuție contradictorie care rămâne absolut necesară pentru tânăra generație, din punctul de vedere. Dar n-aș vrea să rămânem la istorie. Domnul Sava, n-aș vrea să rămânem atâtea lucruri. Avem de... Ieșim acum din istorie, dar dați-mi voie să dau un ultim exemplu. Deci să vă spun și un singur exemplu. Am început emisiunea cu Karajan. Karajan a avut și el. Da, sigur. Un carnet al Partidului Nazist în 1933, sigur. Pe care nu l-a ținut. Dar eu n-am voie să judec pe Karajan. Pentru că Karajan a dat, ca și Furtwängler, care a rămas în Germania, a știut că trebuie să dea poporului german pe Beethoven. Vă dau un exemplu de cât de strigătoare, adică dumneavoastră vorbiți de, în mod regretabil, repede, de robespierarismul meu. Faptul că spunem niște lucruri, încercăm să le punem în ordinea lor firească, e altceva. Vă dau un exemplu. La Facultatea de Filozofie am avut un profesor de social științific, Radu Florian. Domnul Radu Florian, care a preluat socialismul științific la Facultatea de Filozofie an și an la rând, este acum, conduce un institut, fostul Ștefan Gheorghiu, nu știu cum se numește acum, un institut de politologie, și scoate o revistă sau o colecție care se numește Idei care ucid. Și în care publică, în mod binevenit, texte din literatura legionară, apropo de discuția de editor,
nu ca să facă propaganda lor, ci ca să arate care sunt ideile care au ucis. Dar cine face asta? Revin la această întrebare. Radu Florian era cel care ne învăța pe noi etapa violentă și etapa pașnică a luptei de clasă. El ne-a trecut prin mintea noastră de copii de 18-19 ani idei care ucid și idei care ucideau. E chemat un asemenea om să publice textele care incriminante, care ucid de partea cealaltă? În niciun caz. Alea pot să le public eu ca editor. V-am înțeles, domnule. Vă înțeleg perfect. Bun. Eu vă spuneam Robespierrian pentru că intransigența noastră mi se pare super uman, așa, într-un fel. Domnul, nu e intransigență. Profesorul Florian nu se putea lumina în ultimii 5-6 ani? Domnul nu Sava. Se putea, eu răspundeți-mă. Ca dovadă că nu s-a luminat este că publică... Dar nu cunoașteți intelectual că s-a luminat? Să publice idei care ucid fără să spună că dânsul a promovat idei care ucideau. Dar dacă spunea și promova alte idei, erați de acord cu el? Și promova ideile actuale? Nu poți să apar pe rampă, Suav, după ce 30 de ani a învățat social științific și teoria violenței și a luptei de clasă. Poate ai fost operat de cataractă și vezi acum. Și după aia la rând o colecție cu idei care ucid, și cum tu n-ai avut nimic comun cu tema. Nu se poate asta. Pe de altă parte, nu spuneți că sunt intransigent. Aici este vorba de o obligație morală elementară pe care o are absolut toată lumea și dumneavoastră și eu. Dacă nu sunteți intransigenți în ghilimele ca mine, atunci să știți că intrați într-o anumită culpă morală. Moralitatea elementară ne cere ca să nu dăm uitării milioanele și milioanele de oameni care au fost omorâți în numele acestor idei. Aici nu e vorba de intransigență și nici de violență și nici de robespierianism. Este vorba pur și simplu de o minimă justiție pe care trebuie să o faci în istorie. N-ai voie să uiți, n-ai voie să ierți. Uitați, am aici la mine un text al lui Simon Wiesenthal. Știți cine e Simon Wiesenthal? Este omul care s-a ocupat din clipa în care și din lagările naziste, primul care a avut ideea absolut normală să facă lista călăilor și să o dea americanilor. Este omul care vreme de 40 de ani de zile s-a ocupat cu scoaterea la lumina criminalilor. 50 de ani, a început în 45 la Viena și trăiește și astăzi. Simon Wiesenthal, care are toată acoperirea morală, îți discute despre asta. A stat la Auschwitz. De acolo, așa, nu a vorbit nicio clipă despre... Nu cred că i-a spune lui că e intransigent. Nu cred că l-ați acuzat pe el de robespierianism pentru că a făcut ce a făcut. Ceea ce vă propun eu acum în discuția asta este o palidă poziție în raport cu cea lui Simon Wiesenthal. Eu vă propun că nu avem voie să iertăm în numele unor oameni morți. Eu pot să iert un om care îmi face mie un rău, dar nu pot să iert un om care a omorât pe alții. Eu pot să iert dacă îmi face mie un rău, dar nu există ideea că eu pot să iert în numele tuturor victimilor. Asta este un scandal uman. Lucrurile nu pot fi atât de simple. Este obligația morală a supraviețuitorului să aducă aminte ce s-a întâmplat. Iar ceea ce facem noi acum este să ne încadrăm în această elementară obligație morală. Mereu mi-aduceți fapte de istorie în mine acum, nu? Eu vă împărtășesc într-un fel multe din ideile dumneavoastră. De ce într-un fel? Nu înțeleg. Aveți rezerve la acest punct? Am anumite rezerve când vin la istorie. Ehud Menuhin în 45 vine în Germania, domnilor. Rubinstein și toți mari muzicieni evrei au hotărât atunci că nu mai vin. Menuhin vine și intră într-un lagăr în care mai stăteau cei de la Auschwitz înainte de a pleca în lume. Nu? Toți îl huituie pe Menuhin. Menuhin se suie pe gard și le spune, domnilor, am pătimit cu toții. Eu mai puțin ca voi, că n-am morții voștri. Dar nu putem trăi cu o Germanie care să-i amintim în fiecare zi ce a făcut. Trebuie să găsim căi de colaborare cu ea. Mă înțelegeți? Nu. Menuhin vine la Tel Aviv și la Ierusalim și cântă Wagner. Și nici nimeni nu vrea să vină. Zubin Mehta îmi spunea cât de greu e să ne pună pe Wagner oamenilor care în urmă cu 60 de ani ascultau la Auschwitz Meister Singer, pentru că era muzica preferată a lui Hitler. Dar Wagner e Wagner. Asta e alt tip de confuzie. Da? Nu poate un tiran nu poate confisca un geniu care aparține omenirii. Dar eu pot să-l înțeleg pe cel care nu vrea să vină la Filarmonica din Ierusalim și să asculte pe Wagner pentru că tinerețea lui și-a petrecut acolo. Asta dar tânărul trebuie să învețe pe Wagner. Bineînțeles.
În numele acestui proces, în numele acestui proces creștinesc, de iertare. Uitați, pentru că trăim de 2000 de ani și sub acest simbol. M-a atins foarte tare faptul că ați folosit cuvântul intransigență. Aici nu e vorba de intransigență, domnul Sam. La ploaie. Ridicați cortina. Aveți o secvență de poetică magnetică și știu că mi-ați propus Blaga. De ce le viți pe Blaga? Îmi place foarte mult Blaga. E foarte aproape de sufletul meu. Și e un poet pe care pot să-l spun mai ușor decât pe alții. Vă ascultăm, doamna Ploaie. Nu s-aș scrie, poate, nici acum acest rând, dar cocoșii au cântat de 3 ori în noapte și a trebuit să strig, Doamne, Doamne, de cine m-am lepădat? Sunt mai bătrân decât tine, mamă, ci tot așa cum mă știi, a dus puțin din umeri și a plecat peste întrebările lumii. Nu știu nici azi pentru ce m-ai trimis în lumină, numai ca să umblu printre lucruri și să le fac dreptate, spunându-le care-i mai adevărat și care-i mai frumos? Mâna mi se oprește. E prea puțin. Glasul mi se stinge. E prea puțin. Pentru ce m-ai trimis în lumină? Pentru ce m-ai trimis? Sufletul meu cade la picioarele tale, greu, ca o pasăre moartă. Domnule profesor Liceanu, mai vorbim puțin despre muzică. Ce a fost muzica mea dumneavoastră? Că doamne, vă știu, ascultă. Domnul Sama, aveți dar uneori să puneți întrebări perpendiculare care te lasă... Care aduc la orizontală. Nu, dar care aduc la orizontală, însă sunt întrebări de tipul ăsta. De ce respiră omul? Sau de ce iubești? Sau nu, la ce bun muzică? De ce avem nevoie de muzică? E o întrebare de felul ăsta. Pe de altă parte, dacă stau totuși... De ce respiră omul? Uite, cum întreb și eu acum. Așa, deci... E o întrebare de acest gen. Ca să fie în pușcă. Așa. Deci, de ce avem nevoie de muzică? Dacă ne punem întrebarea asta cu o oarecare, trecând dincolo de ridicolul ei de prima instanță și încercând să ajungem la adâncimea ei filozofică, scuzați-mi cuvântul și deformația, dar detestând cuvintele mari, mai ales într-o discuție ca a noastră, totuși, aș risca un asemenea cuvânt. Am ascultat enorm de mult muzică, nu o fac niciodată cu ideea de a fi cult în domeniul muzical, ci pur și simplu pentru că am nevoie de ea din când în când. De ce au oameni nevoie de muzică, în fond? Bănuiesc că pentru au nevoie de memoria paradisului și nu există alt mod de a-l reintegra decât prin intermediul muzicii. Dacă e adevărat că totuși noi am căzut dintr-o stare a absolutului, atunci singurul mod în care noi o putem reintegra cu mijloacele noastre fizice, intuitive, muzica este singura dintre arte, cred, care poate să realizeze acest transport într-o formă atât de rapidă și de directă. Cioran are o pagină formidabilă într-un... Cioran are enorm de multe pagini despre muzică. Paranteză, vă spun că o să pregătim un volum în care o să strângem la oaltă tot ce a scris Cioran despre muzică de-a lungul acelor 20 de volume ale lui. Niciun scriitor al secolului nu are și atâta muzică. Exact. O să vreau să vă vorbesc despre care e raportul dintre un om care scrie și muzică. Asta ar fi interesant, poate, de văzut. Dar înainte de asta, aș vrea să vă spun în ce măsură
Noi putem reintegra senzația asta de absolut prin muzică. Cioran are un fragment care se referă explicit la acest lucru. Dacă noi suntem căzuți dintr-o stare paradisiacă, deci dacă am căzut într-un timp al istoriei, într-unul care ne destramă și care nu ne dă șansa decât printr-o reculegere cu totul specială să ne reformulăm chipul inițial, să ne adunăm din nou din această fragmentare înfiorătoare pe care o trăim în cotidian, atunci muzica, vă spuneam, este o cale sigură de a ajunge la această reintegrare a ființei noastre. Deci vă citam, vreau să vă citez acest lucru din Cioran, pentru că venind la o serată muzicală cu dumneavoastră, din politețe și respect și din iubire, mi-am adus câteva lucruri și iată mi-am zis că acest fragment din Cioran e remarcabil. Extazul muzical, spune el într-un interviu cu o franțuzoaică, Sylvie Jodot, întâlnește extazul mistic. Ai sentimentul că atingi stări extreme dincolo de care nu mai poți merge. Nimic altceva nu mai contează și nu mai există. Te trezești cufundat într-un univers de puritate amețitoare. Muzica este limbajul transcendenței. La lumea muzicii se ajunge pe deplin numai depășind umanul. Muzica e un univers infinit de real, cu tot caracterul său insesizabil și evanescent. Un individ care, insensibil la magia lui, nu poate să pătrundă în el, este lipsit de însăși rațiunea de a exista. Ceea ce este suprem îi rămâne inaccesibil. N-o pricep decât aceea pentru care ea este indispensabilă. Muzica trebuie să te facă nebun, altfel nu e nimic. Ea este într-adevăr absolutul văzut în timp, dar incapabil să rămână în el, un contact totodată suprem și trecător. Ca să rămână, ar trebui o emoție muzicală neîntreruptă. Fragilitatea extazului mistic e la fel. În ambele cazuri, același sentiment de neîmplinire, însoțit de un regret sfâșietor, de o nostalgie fără margini. Ceea ce spune Cioran aici, esențial, cred că este acest sentiment cumplit de ruptură, pe care cel puțin îl am și eu, în clipa în care ies dintr-un univers al muzicii și regăsesc universul lumii reale.